Mulțumesc, treci la loc. Anunțarea temelor. Azi, următoarele teme vor fi îndemânarea și forța. Să începem cu alergare ușoară, un tur de teren. Dați drumul. Păstrați distanță între voi. Haideți să trecem mai departe la următorul exercițiu. Mergi pe vârful cu brațele întinse deasupra capului. Spatele drept, privirea înainte. Să trecem mai departe, alergare cu pendularea gambelor înainte, rulați brațele pe lângă corp. De ajuns, mers pe călcăie cu brațele la spate, spatele drept, privirea înainte. Ajuns, trecem la următorul exercițiu, alergare cu pendularea gambelor înapoi, rulați brațele pe lângă corp.
ajung să trecem la următorul exercițiu. Mers de relaxare cu scuturarea brațelor, picioarelor, inspirați, expirați. Trecem la următorul exercițiu, alergare cu pas săltat, braț picior opus. Păstrați distanță între voi. De ajuns, mers cu rotirea brațelor simultan înainte și înapoi, o dată înainte, o dată înapoi. De ajuns. Trecem la următorul exercițiu, alergare laterală cu pas adăugat, cu fața spre interior. Țineți distanță între voi să nu vă accidentați. Vă opriți până vă să distanțeze colegul din față. De ajuns, mers de relaxare, scuturați brațele, picioarele, inspirați, expirați. Da? Hai să trecem la următorul exercițiu, alergare cu joc de glezne. Rulați toată talpa, vârf călcăi. Rulați brațele pe lângă corp. Trecem la următorul exercițiu, mers fandat, păstrați distanță de față de elevul de față de colegul din fața voastră, să nu îl călcați.
De ajuns, veniți aici la linia de centru. Cu fața către mine. Da? Și numărați din 2 în 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Numărul 2 să facă 2 pași înainte. Drept. Depărtați picioarele cu palmele pe șolduri și începem cu rotirea capului către dreapta, apoi către stânga. Când simțiți că amețiți, vă opriți, da? Se ajuns, trece la următorul exercițiu. Răsucirea capului stânga-dreapta. Ia-ți drumul. Abagiu stânga-dreapta. Încearcă să fii mai atent. Haideți să trecem mai departe, a plecarea capului înainte, înapoi, stânga, dreapta. De ajuns, trecem la următorul exercițiu pentru brațe. Rotirea brațelor simultan înainte și înapoi. Întindeți brațele. O dată înainte, o dată înapoi. O dată înainte, o dată înapoi. Opriți, trecem la următorul exercițiu tot pentru brațe, arcuirea brațelor la nivelul pieptului, flexii și extensii. Puteți să și numărați. Începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ajuns, trecem la următorul exercițiu. Un braț sus, unul jos, pe lângă corp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, de ajuns, trecem la următorul exercițiu, tot pentru brațe. Ducea brațelor sus, lateral, pe umeri și jos. Ia-ți drumul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ajuns, trecem la următorul exercițiu. Pentru trunchi, din stâng depărtat cu palmele pe șolduri, executăm rotirea trunchiului și spre stânga și spre dreapta. O dată spre stânga, o dată spre dreapta. De ajuns, trece la următorul exercițiu.
Haideți să facem răsucirea trunchiului, stânga-dreapta. Trebuie să și numărați. 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ajuns. Trecem la următorul exercițiu. Aplicarea trunchiului înainte și înapoi cu ridicarea palmelor deasupra capului și atingerea solului prin coborârea brațelor. Îndoi genunchii. Depărtați picioarele. Depărtați picioarele la nivelul umerilor. Ajuns. Trecem mai departe la următorul exercițiu. Aplicarea trunchiului stânga-dreapta cu arcuirea brațului deasupra capului. Ajuns. Hai să trecem mai departe. Următorul exercițiu și ultimul pentru trunchi. Elicea. Ajuns. Trecem la următorul exercițiu pentru picioare. Pandări înainte, palmele pe șolduri. Piciorul din spate să fie perfect întins. Doar piciorul de sprijin să fie îndoit. Jos. Haideți să facem fandări laterale. Brațele ridicate în lateral. Luați distanță între voi dacă nu aveți. Sorina, te dai puțin mai încolo. Alex, te dai către Sorina. Jos, din stâng depărtat, ridicați brațul stâng înainte, balansați piciorul drept la brațul stâng și invers. Dați drumul. De ajuns. Revenim la poziția inițială, pe un singur rând. În contextul situației actuale a pandemiei în care ne aflăm, aceste exerciții vor fi executate de către fiecare elev, individual, fiecare cu obiectele și materialele sale, da? O să numărăm la fel, din 2 în 2. Capal. 1, 2. 1, 2. Numărul 2.
Facem un pas în față. Facem două gluturi. Plancul stâng și plancul drept. Numărul 1 se uită în stânga, numărul 2 se uită în dreapta. Nu capac, uite în stânga. Luați mâinile. Revenim la poziția inițială. Cu fața către mine. Fața către mine, da? Luați distanță și decât între voi și executăm exercițiul. Trecerea mingii dintr-o mână în cealaltă, în jurul trunchiului, da? Dați-i drumul. Către stânga, apoi către dreapta, da? Ajuns, trecem la următorul exercițiu, aruncarea mingii deasupra capului circa jumătate de metru și prinderea ei cu aceeași mână. Executăm de câteva ori cu mâna stângă, de câteva ori cu mâna dreaptă. Nu vă grăbiți. Trecem la următorul exercițiu. Aruncarea la țintă, da, într-un loc stabilit, va câștiga echipa care va arunca de cele mai multe ori la țintă. Primul care va arunca, își recuperează mingea și trece în spatele următorului element. Dați-i drumul. Nu se
Champions, revenim la poziția inițială. S-au raportat ce puncaj aveți fiecare echipă. 100. Câștigă echipa din flancul stâng, 112 puncte. Puteți să puneți mingile la locul lor și reveniți la poziția inițială, cu partea către mine. Adică rămâne, nu mai numărăm, rămâne flancul stâng și flancul drept, da? Flancul stâng să facă doi pași înainte, da? Și voi veniți în spatele lor. La distanță de cel puțin 2 metri. Luați distanță între voi. Luați distanță între voi. Trecem la următorul exercițiu, forța, da? Elevii vor fi împărțiți în două grupe, care deja sunt formate, da? Prima grupă, cei din față vor face genoflexiuni și cei din față vor face flotări. Cei din spate genoflexiuni, cei din față flotări, da? Dați-i drumul! Jos și invers. Prima grupă va face genoflexiuni, cei din spate flotări. De ajuns. Reveniți la poziția inițială pe un singur rând. Așa, foarte bine, vă puneți, vă poziționați. Și trecem la următorul exercițiu, revenirea organismului după efort. Și începem cu alergare ușoară în tur de teren. Pe stânga. Stânga, 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 aia e stânga, da. Păstrați distanță între voi. De ajuns, mers cu rotirea brațelor simultane înainte și înapoi. Trecem la următorul exercițiu, mers de relaxare, scuturați brațele, picioarele, inspirați, expirați.
ajuns. Vă opriți cu fața către mine. Din punctul meu de vedere, v-ați descurcat foarte bine. Sunt și elevi care nu prea au fost atenți. Rugămintea pe viitor, toți elevii care participați la ora de educație fizică, fiți mult mai atenți. Asta a fost ora de educație fizică. Bună ziua! Bună ziua! Gata, domnul.